Cu suntem live acum sau urmează? Acum, în 3 secunde. Gata, acum suntem live, nu? Acum suntem. Suntem live acum? Da? Nu mi-a făcut nimeni semn, dar eu sper că suntem live. Gata, suntem live. Mi-a făcut uh, Răzvan să-mi salut, Ina. Nu mai fac prezentări foarte ample, că ne-am mai cunoscut tot, da. tot. dată în dimineața Salut, asta. bună dimineața! Da, eu obișnuiesc să, să, le spun tuturor de ce ne adunăm și o să le zic așa că invitata mea de astăzi e o artistă internațională. Am stat noi de vorbă cam cu toate vedetele din România. Da, dacă mă gândesc bine, tu ești prima artistă internațională și mă bucur că ești de limbă română, ca să zic așa. Și vorbeam noi în dimineața asta și spuneam, mai ești locul 1 în uh, Muntenegru, ești locul 1 în uh, Serbia, ești locul 2 în Bulgaria și ne minunam de ce în Bulgaria, ești locul 2. Dar, în orice caz, ești. Probabil timp... trebuie să merg în, și eu, trebuie să particip și eu la concursul cu vacanța ca să pot să mai promovez puțin acolo, exact. să dau niște flyere. <laughs> Ascultați piesa! <laughs> Ia e. mă bucur că ai acceptat invitația. Mă bucur că m-ați invitat. Vin oameni foarte mișto aici la noi și încercăm să le aflăm poveștile. Tu ești într-un loc cu totul special din punctul ăsta de vedere. Adică trăiești multe alte lucruri pe care artiști români nu, nu, le trăiesc. Vezi lucrurile de la o altă dimensiune. Și chiar o să te rog să le povestești oamenilor cum ajungi și cum trăiești acolo. Asta este, lucrul lucru pe care vrem să-l lămurim astăzi. Dar dăm voie să încep din altă parte, știi? Ieri m-am ocupat, ai văzut multe foi, ți-am citit un pic viața, așa, <laughs> și... Uh, de pe Wikipedia? Și Mai de pe... sunt și informații greșite acolo? <laughs> nu, cam, cam de prin interviurile tale, din ce au scris alții, și aș vrea să începem dintr-un loc cu totul particular și un loc cu totul special, aș vrea să începem de la energie. Dacă se poate. Uh, povestești la un moment dat că, mă rog, ești un om normal și așa mai departe, că ești un artist ca toți ceilalți, da. dar că în timpul concertelor, mai ales când sunt mulțimi foarte mari, da. simți că plutești că pleci, da. te ridici și, băi, mi se întâmplă să văd lumea de deasupra mea. Cum da. de chestiu de asta? Păi este o senzație pe care cu siguranță că nu o pot explica în cuvinte. Um, în primul rând, de fiecare dată când am un concert, indiferent că e mare, că e pentru un public restrâns, restrâns sau pentru un festival cu ce știu eu, zeci de mii de oameni, exact cu vreo 3 minute, 3 secunde, 30 de secunde, toată, toată perioada aia dinainte, în primul rând, nu-mi nu imaginez și nu pot să-mi dau seama de ce sunt eu cea care face lucrul ăsta. Uh, și uit de toate lucrurile rele prin care am trecut sau uh, cele pe care m-au împiedicat să mai, la un moment dat, să spun, bă, e foarte greu și merg pe scenă, uit de absolut orice, câteodată mai uit și de versuri, <laughs> recunosc, um, dar senzația care, pe care o am atunci când sunt pe scenă este una pe care nu o pot explica în cuvinte, uh, sunt doar fericită și uh, foarte mulțumită vieții și la tot ce mi s-a întâmplat, în așa fel încât zic, băi, las tot deoparte și nu mai contează. Sunt uh, probabil că energia oamenilor și dăruirea cu care fac tot, pentru că o fac cu dragoste și adevărat, mă bucur că simt asta. Senzația asta e fizică, faptul că vezi lumea mai de sus decât unde ești, că te desprinzi un pic de, de corp? Uh, da, e... Uh. Uh, probabil că unele persoane o să spună că nu. Abere, sau că e, dar da. nu, este foarte real. Adică chiar simt că văd din altă parte, chiar fac diferența între corpul meu și... Și te-ai speriat prima oară când ai, când ai simțit asta? Că nu m-am speriat, că nu stau să mă gândesc, a. simt, simt, simt asta acum, nu, pur și simplu trec prin senzația asta și nu-mi nu explic, nu, nu stau să mă gândesc de ce sau... Pur și simplu se întâmplă. Știi unde am mai auzit asta? Am auzit asta la mari campion, la sportivi, de exemplu, cum e Tiberiu Șeriu, care s-a dus la. a făcut cursa arhică spre Polul Nord, spus că din cauza efortului la un moment dat și-a văzut corpul și-l vedea din altă, din altă perspectivă, nu mai era omul respectiv. Uh, ai emoții mari, că nu știu, mă gândesc la emoții. Sunt, sunt ceva emoții înainte de concerte sau da, sunt... super pro și. Băi, eu nu știu treaba și sunt acolo. Nu, sunt foarte emotivă. Probabil că de asta se și întâmplă desprinderea asta de, de trup, am emoție de fiecare dată, în fiecare zi, atunci când trebuie să vorbesc pentru oameni, când trebuie să performez pentru un public sau să fac ceva care este pentru lume și arată dragostea mea față de oameni și așa ai mai departe. Și acum? De dimineața ai am avut. Am, mereu am emoții, și când da. merg la radio să știi. Da? De ce? Pentru că, nu știu, așa trăiesc eu. Eu joacă, nu are ce să fie greșit. Da, eu joacă, dar trebuie să fie o joacă, o joacă corectă pentru mine și pentru, pentru oamenii care mă apreciază și care pentru copiii mai ales care urmează să, să asculte ce vorbim și să... Nu știu, e o responsabilitate foarte mare și asta îmi dă emoții. O să vorbim un pic mai târziu de responsabilitate. Dar apropo de... Uite, am impresia că ești un pic perfecționistă, nu? Apropo um, de ce spui? da. Sau super profesionistă și vrei să-ți iasă lucrurile numai bine, 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 bine. Da, aș vrea să-mi iasă toate lucrurile numai bine. Mi-aș dori lucrul ăsta, deși nu se întâmplă de fiecare dată. Ai spus la un moment dat că ești la 40%, da. ce în interviu al tău, că ești la 40%, 40 din ceea ce ți-ai dorit. Da. Dar interviu e mai vechi, ai mai crescut? Am mai crescut puțin. Am mai crescut puțin, mai ales cu noua piesă, Ruleta, care are și mai multe aprecieri decât celelalte piese, cred că am ajuns undeva la 45. E, ești un mic dictator cu tine, nu? <laughs> da, să știi că chiar sunt. Și încerc să mă relaxez și să găsesc cât mai multe lucruri pozitive și în legătură cu ceea ce fac și să văd într-adevăr partea frumoasă. Da, și care e? Ia zi. care sunt lucrurile bune la tine um... și care sunt alea rele? Dar zile pe alea bune. În primul rând, vreau să spun partea cea mai frumoasă din meseria mea, este că am ocazia să vorbesc lumii despre ce contează, despre dragoste și despre tot ce a mai rămas bun din lume. Ceea ce este bun la mine este că am înțeles perfect mesajul ăsta care mi-a fost dat tot de undeva de sus, de acolo de unde sunt atunci când sunt în concert. Și respect foarte mult lucrul ăsta, și chiar cred că menirea mea este mai mult de a fi un cântăreț sau un performer sau o dansatoare, e de a face oamenii fericiți, să râdă și să. nu știu, îmi place, îmi place să, le, să le dau oamenilor mesajul că nu e chiar atât de big deal să fii uh, cântăreață și să ai fani și să. până la urmă, ești tot o persoană și este tot ca un job. Și nu trebuie să mai vedem lumea asta așa de uh, nu știu, de așa de scumpă și așa de M M eu, place ce spui. cu diamante și cu aur. că nu ești că nu e chiar așa. N-ai bijuterii, n-ai da, diamante, n-ai aur. Am dar Ai? nu nu le port. Serios. <laughs> dar nu le port. Da, le-am mai primit uh, cadouri. Dar îmi le port, îmi plac, le păstrez, Ai sunt conștientă de valoarea ador? lor. Da? da, am primit. Sunt conștientă de valoarea lor, dar nu le pun foarte des. Poate la niște evenimente mai sofisticate. Și așa. Partea rea din Ina? Partea rea din Ina este că sunt foarte pretențioasă cu, cu mine, însă. A, asta e o legătură. Da. E chiar o parte rea. Este rău la un moment dat pentru că e, am comentarii la adresa mea care nu sunt reale. <laughs> Și nu știu. Bine, stai Sunt că multe încercăm lucruri. să mai deșirăm. Hai să încercăm să mai, să mai deșirăm câte una, câte una alta. Hai să facem un exercițiu, să mergem înapoi în timp. Da. ești un star, deși tu spui că, băi, eu sunt o persoană normală, sunt ok, eu tipă super perfecționistă, hai înapoi la copil. Te gândeai la așa ceva? Toți avem vise când suntem copii visai că tu o să fii pe o scenă undeva unde o să plătești deasupra oamenilor? Nu, nu visam, nu am avut niciodată imaginea asta în visul meu, dar îmi doream foarte mult să fiu ascultată de oameni și să, nu știu, să-i fac să râdă. Mereu, de mic am fost, în mijlocul colegilor, în mijlocul uh, petrecerii, făcând fel și fel de lucruri uh, care îi atrage pe oameni și care îi face fericiți. Uh, asta știam sigur că asta o să fac. A, te urcai uh. pe scenă când erai mică, dădeai concert la bloc? Da. De la mine la bloc fetele dădeau concert să se iau pe scări. Da, Așa. făceam asta, da. da. Și erai șefa de petrecerii? Da. Mereu, la 100%. Am aici pe prietena mea cea mai bună, Alina, care poate să vă zic <laughs> mă știe de mică. Eram tot timpul... Uh, și dansam la un moment dat. Făceam Are, de... De Ai, de tot spectacolul? Da, știi că era un spectacol de întreg tot fel, la un spuneam dat. și bancuri și am... Știi bancuri? Uh, și acum știi? Nu, nu mai știu. Nu mai știi? Nu vrei să spui. <laughs> sunt că mă gândesc bă. că sunt rele. <laughs> sunt nasoale. nasoale. Sunt de alea de femeie, nu de fetiți. Da, nu, 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 nu nu. Nu? De, nu, nu, nici de cum, nu-mi plac bancurile uh, cu, nu-mi plac bancurile cu, nu, bancurile, uh, cu, cu vin... nu știu, astea, de-astea mai... Uh... Da, 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 înțeleg okay, ce vrei înțelegi. să spui, da. <laughs> să prinde lumea, deci da. noi să nu facă băieții glume pe lângă tine. Cu Ina stăm de vorbă în dimineața asta, uh, știți voi exact sub mesaje, dacă aveți să-i transmiteți mesajele voastre și întrebări, Ina o să răspundă ca toți cei care au venit uh, la noi. Uh, cum da. te, cum, cum, că nu-ți spuneau Ina, îți spunea Ina cineva acasă, îți spunea o... Nu, Alex... Um... Alexandra, am văzut la un moment dat, da, am văzut într-un interviu că e cineva care îți spune Alexandra, o persoană apropiată. Deci care era cu numele folosit? Mama îmi spune Alexandra, o parte din colegii mei, ba, nu, mint, nimeni nu -mi spune Alexandra, mi se spune Piti, mi Piti? se spunea Piti. Bine, încă îmi spun colegele mele de liceu și de la școală, Piti. De la, da, da, că sunt foarte înaltă și de aia. Am văzut. Nu, da, astăzi e foarte înaltă, să știți că în dimineața asta e foarte înaltă. Da, mi-am luat da? scena cu mine în cazul în care mă opresc în ora să fac un concert. <laughs> <laughs> da, deci, mi se spune Alexander. Alexandra, bunica mea este singura care îmi spune Elena, primul meu nume, pe mine mă cheamă Apostoleanu Elena Alexandra, a, sunt mai multe persoane care mă strigă Alexandra decât Elena. Bunica mea cu care și locuiesc la București, am făcut-o bucureșteancă din Ialo Mițeancă, îmi spune Elena, este singura. Bunicul meu obișnuia să-mi spună Ina. Deci de acolo vine. De acolo vine, acolo da, Ina. da. Și atunci te-ai tu și și-ți-ai luat numele de artistă Ina în momentul în care, mă rog, ai apărut pe șine, da. bănesc, nu? Este al doilea nume de artistă. <laughs> Primul era Alessandra cu doi de S Aha. Au fost niște piese lansate pe YouTube sub numele de Alessandra Mai există? Uh, Eu să arunc o privire dacă, dacă mai există Există, Cred că există piesele, dar cum lor le place să preia totul și să uh, le pună pe conturile lor Probabil că s-a schimbat numele și e cu da. tot cu Ina Dar piesele există am înțeles. Ina, în această dimineață, ce fel de familie sau ce fel de copil erai? Hai să încep de aici. Bun, făceai spectacole, erai neastâmpărată a familiei? Da, eram, eram foarte neastâmpărată, eram ca un băiețel. Mama a fost îngrijorată până la o anumită vârstă că nu o să, în, as, nu -o să mi asum că sunt o fetiță. eram foarte de ce neastâmpărată. Fotbal, aveai da, în fața da, propria? tot nu-mi plăceau popușile, Bine, începând de la din prima zi de naștere, tatăl meu mi-a adus la spital un, o, o cadou, o mașină de pompieri. Nu pot să cred. Da, deci, și băiat. Da, nu știu, probabil că ăsta... El avea omul cumpărată mașina de pompieri. Da, ei nu știau că o să fiu fetiță sau băiat și probabil că a sperat. Da, și am continuat cu mașina de pompieri. Apropo, ai frat, surori, uite, nu știu. De nu, sunt simplu. sigură la părinți. Ești singură la părinți? Da, sunt singură. Vezi asta ca pe o lipsă? Da, mi-aș fi dorit foarte mult să am frățiori sau o um, Părinții cum au fost cu tine? Dacă ești singurul copil, sunt sigur că te-au mai cocoloșit, așa cum se spune la uh, Nu. Nu? Nu. Nu? Era Nu. Uh, mama mea și tatăl meu sunt uh, foarte relaxați. Au fost tot timpul foarte relaxați. Bine, am și copilărit în Neptun un... Um, um, noi spunem stațiunea Neptun. Mie da. Este ciudat. Stațiunea? Um, o stațiune, un loc cu, să zic, 10 blocuri în care toți vecinii se cunosc 100%. Adică Când nu doar se cunosc bună ziua. Sunt blocurile alea. Că am fost. Am uh, de sunt exact de... lângă pădure, pe Aha. marginea pădurii. Niciodată nu, nu mi trecut da, că numit Da, pe strada principală. Și, și ce faceți? Da. Ce făcea... Bun, am înțeles. Vara da. ce făceau oamenii de acolo, dar iarna ce făceau? Iarna nu făceam nimic. Practic consumam proviziile făcute <laughs> vara. Și banii făcuți vara. Da, și banii făcuți vara. Și cam asta. Părinții ce lucrau? În... Uh, tatăl meu, uh, înainte să mă nasc, era, a fost salvamar. Ah, ce tare. <laughs> și mama mea dansatoare la Popasul Căpriol, dansatoare și cântăreață la Popasul Căprioare. Ah, deci de acolo vine treaba cu talentul. Au înțeles. Da, dar de notat, Burcă, de cânta știi să cânti, asta e clar, dar de notat știi să noți? Da, am da? făcut, în făcut not. În spatele blocului meu era piscina Prahova, se numea, Aha. și acolo se obișnuia să se facă cursuri de natație a, și te -a un -a profesor -a. venit din Germania. Și eu, cum ieșeam din casă și intram în piscină, am decis să fiu asistenta profesorului, care, din păcate, nu mai e printre noi, am, Ai am decis murit. Cu așa, da, așa am decis da. eu și am învățat să not foarte, foarte bine. El avea vreo 20 de copii pe care îi învățam în fiecare zi și înainte să le explice el, le explicam eu. Aveam, eram, am învățat să not la 5 ani Eram copilul care a tregea toată piscina în sensul că eu săream în piscină și toată a, a căzut în apă, că eram și foarte mică, eram foarte mică pentru vârsta mea, extrem de mică, adică nu ți-ai fi imaginat că am 5 ani, ai fi crezut că sunt chiar un bebeluș care doar ce a început să... A căzut în piscină și după aia mă vedeau pe mine. Mama prima dată când i-am arătat că știu să not, a înlemnit lângă piscină. Nu știa ce să facă, ea nu știe să noate nici acum Și nu știa ce să facă când m-a Nu te da. mai arunca! Mai ții, mai ții, mai ții obicei, Adică te, te ocup de tine, te duci în noți dimineața, bazine, chestii din astea? Da, sau... îmi place foarte mult să not îmi place să fac întrecere cu dansatorii de la mine din echipă și îmi place să-i las mereu în urmă. Ah, da, <laughs> și, și da? da, da, da. Um, dar nu atât de des, recunosc, nu atât de des. Mai, mai ales dacă apa e rece, nu prea îmi place. Auzi, <laughs> da, uh, apropo, în mare pă, în noț sau ești doar de piscină? Știi că vorbeam cu Familia da. Potec, campioana olimpică, și ea spune că nu în în mare, pentru că nu vede fundul apei. Tu, mare noți, da, în și în mare și, și în piscină. Te duci la geamandură? După geamandură? Da. Te făceai din astea? Când eram mică, da, da, foarte mult. Și mama era speriată, pentru că mama a avut foarte mulți colegi de, de școală generală care au murit din cauza curenților și era foarte speriată mama. Da, Bine, nu știa nici despre da, deci lucrurile ăsta. ai făcut nebunii din asta, nu? Da, foarte multe. La Dispăream antre... la un moment dat și nu mi-apăream și... Eram prin copaci în pădure și am zis, da, ce ți se pare atât de anormal? Eram doar în copac. De pe dig săreai? Că am văzut obiceiul ăsta la local nici da? Săreai de pe dig? Da, da, da. Nu era periculos? Era foarte periculos. Adică fetițele de vârsta mea nu făceau lucrul ăsta. Dar eu eram mai mult prietenă cu băieții. Jucai și fotbal? Da, jucam și fotbal și basket. Păi și treaba cu cântatul se vedea pe undeva? Adică rezulta cu să cânti, o să faci ceva de genul ăsta? Păi la toate sărbările, atunci când eram pe terenul de fotbal, eram fotbalist, convins. Când eram în uh, curtea școlii sau în sala de sport, în sala de festivități, eram cântăreață. Da, și chiar, chiar cântai, adică să vedeau semnele, te-ai dus pe undeva, pe da, la Da, cântam, uh, am foarte multe înregistrări și foarte mult. Cântam, îmi plăcea, cu mama mea, uh, cântam muzică mai uh, populară, așa. Mm -hmm. Aveam o piesă care îmi plăcea să o cânt foarte mult. Se numea e Fată de... cu ochi măslinii. Fată cu ochi măslini, n Da, e din Dobrogea, piesă. este o piesă din... Sună așa. Fată cu ochi măslinii, mândră Dobrogeană, Dumnezeu pe flori, na-na-na-na-na-na. Ceva de genul Da. uita versurile. să o înveți, o când la un concert, când, da, te, da, da. Duci la, când te duci La, când Constanța. Și ți-a zis cineva sau ți-a zis tu, băi, eu o să fiu artistă, eu o să fiu așa mare artistă că o să rup lumea? Nu. Niciodată nu, nu. ți-a trecut prin cap. Nu, doar am în fiecare zi și mă bucuram de lucrul ăsta, așa cum fac și acum. Auzi, unde văd ce-ați voi la școală? La, de la Neptun? E școală la Neptun? Da, e școala da? numărul 4 Neptun, cu 14 copii. La liceu am fost la Mangalia. Ana. Nu mai era. Acum da. nu mai există școală la necunțări. Nu -a mai există și lumea, să, lumea merge la Mangalia, probabil. Nu? Da, la Mangalia, da, da. Deci să înțeleg că viața voastră de adolescenți vă trăiați oarecum în Mangalia sau... Viața de adolescenți, da, 100% în Mangalia. Adică dacă vrem să mergem la discotecă, mergeam în Mangalia. Chiar că Neptunul nu mai era în anii 90, tu ești născută prin, la jumătate, prin 86. în 86, da, 86. La jumătatea anilor 90 cu Neptunul s-a întâmplat o chestie nasoală, așa, din punct de vedere turistic. Nu mai erau lucrurile pe care le știam noi. Da. Uh, cred că până în 91, așa, a fost tot ok. Mama mea, după ce a fost dansatoare și. Uh, și cântăreață la Popasul Căprioarelor, s-a angajat la stațiune, așa. Așa se numea, dar la societatea numesc, care administra Exact, stația. stațiune. Era de stat și avea, fiecare hotel avea un bar care avea o gestiune separată de, de hotel. Și mama avea, era gestionară, ținea gestiunea barurilor de hotel. Îi plăcea să facă cocktailuri și cafe frape Apropo, mama mea face cel mai bun cafe frape. Da? printre altele și a lucrat prima dată în Olimp, mă rog, se numește Neptun Olimp, a lucrat prima dată în Olimp la hotelurile alea, hotelurile alea de 14 etaje și ne-a mutat după aia Neptun. Și a mai mers treaba așa, dar la un moment dat a trebuit să, să se oprească, nu mai erau turiști, erau, ajungeau să fie hotelurile 10%. Erau goale, da. Da. Au fost câțiva complicat complicați, înțeleg că acum exact. să, să reia treaba. Da, încă nu este Neptun ce era înainte, deși e foarte frumos la Neptun, nu mai este ce era înainte. Și... Îmi povesteai, uite eu vara trecută mi-am petrecut-o pe la Neptun, că aveți plaje, încă aveți plaje foarte, foarte mișto acolo. Da, mare și... Îmi povesteai și că fiind. o ștergeai adolescentă fiind cu gașca, o ștergeai până în Bulgaria. Da. Era aproape? Da. Nu, nu te miroseau ai tăi? Nu te vedea Băi, Ina, Ina, Alexandra, ai șters-o de acasă? Nu, era de asta cu pedepse? Cu... Nu, că aveam grijă. Ah. Nu prea primeam pe pedepse așa. Nu. Când nu se prindeau, eram, ascundeam bine. Da, obișnuiam să mergem în, să mergem în Bulgaria la nisipurile de aur, plecam cu mașina unui coleg. Asta vorbesc prin clasa 12, așa. Mm -hmm. Păi da, trebuia să fii destul de mare. Da, și ne distram acolo. Bine, ne întorceam până seara, după cum am spus, că eu jumătate de oră după ce apunea soarele trebuia să, trebuia să fiu în casă. Tatăl meu era foarte strict și... Deci la cât? 9 și jumătate trebuia să fii în casă? Cam da? așa. Vara, da, viarna... Vara, Vierna, da, da. vara când începea distracția la 9, da. seara când erau pline cluburile și asta, tu erai în casă? da, cam așa ceva. Ce spuneau? Băi, ai de învățat și în vacanță? Toată, era, toată România venită da, pe plajă? Da, nu, nu. Tatăl meu este foarte, o persoană foarte, care se panichează foarte repede și nu că nu avea încredere în mine, nu avea încredere în oamenii de pe stradă și în ce se putea întâmpla. Și acum știe? Și acum te verifică? Îți dă telefon, pac. Da, Alexandra. dar dacă, de exemplu, eu vorbesc mai încet a... că sunt într-un loc în care mă aud de lumea și vorbesc da, tată, te sunt. da, ce s-a întâmplat? Ai ceva? Zic, nu, dar vorbesc încet că nu. Adică mereu e așa, e... Ai răcit. Grijuliu. Ce ți Da, dar ce, de ce ești răgușită? Zic, păi m-am trezit de dimineață și am vorbit mult și așa, păi vorbește mai puțin, păi <laughs> nu poți să vorbești mai puțin că... <laughs> da. Cât de des te vezi cu ei? Uh... Păi, am plecat tocmai dimineața de acasă. Mama mi-a făcut bagajul, mi-a pus sandvișul. te-ai da, aici la <laughs> București? Da, mama cu... Să nu spui că ți-a dat un sandviș la tine. E, nu mi-a dat sandviș. Ce... Mi-a dat o banană. <laughs> mi-a dat de mereu o banană. Ei că locuiesc că cu tine aici, acum în București? Uh, mama sau... cu bunica mea. Tatăl uh -huh. meu e la mare vara. Că uh -huh. îi place să nu ate super mult și are prieteni acolo. Dar iarna vine și stă, stăm în aceeași casă. Aha. Uh -huh. Da. Deci încă stai acasă cu părinții Atunci da? când stau acasă, da. da Dar cât stai acasă? Uite mă întrebam lucrurile astea Acum... Cam cât stai tu de fapt în România Acasă Și unde e de fapt acasă ăsta la tine? Acasă e aici În București, în București eu... da? Pe șosea Cernica stau Dă da toată adresa ca să știe toată de -a. Deja știu toți vecinii mei Vecinii da, dar mă gândesc că nu știe toată România da. unde stai. Deci acasă e în București Și cam da. cât? Dintr-un an de zile cam cât? Stai tu acasă, de fapt? A, să zicem un procente mai bine. Mm -hmm, da. Într-un an de zile, cred că 30% din timp mi-l petrec aici în București, acasă și la studio și restul călătorind. Restul călătorind. da a, Uite, a... deci, ți-a lăsat și mă gândeam la chestia asta. Deci tu, marea vedetă, internațională, dacă pot să spun că te cunoaște lumea pe toate continentele. Da? Nu prea îmi place mie vedete, da. dar e ok, hai. hai. Hai să zicem, deci ești o persoană publică internațională, așa, stai cu părinții la 30 și un pic de ani. Uh, 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 păi da. Păi e ca și ciudat. cum... Uh... E o opțiune de comoditate, de... ce foarte drag de ei uh, sau care e Da, e ca și cum... Uh... Sunt de părere că orice copil care își iubește, apreciază și respectă părinții, trebuie să-i viziteze la un moment dat, vreo 30% din timpul lui. Da. Eu deja fac asta. Adică eu vin la studio, lucrez la studio și, de exemplu, chiar dacă acum aveam un loc, mai am încă un loc aici în București aproape de adresa asta, chiar dacă eu puteam să merg acolo și să mă trezesc cu vreo 30 de minute mai târziu, am ales să stau acasă cu mama și cu bunica mea. Ele nu mă văd foarte des, chiar și atunci când vin acasă, plec dimineața și mă întorc seara, spre exemplu astăzi. Și atunci îmi place să stau, îmi place foarte mult să stau cu ele, mai ales că bunica mea este foarte haioasă și mă face foarte mult să râd. E o, ca o terapie. Am înțeles că ai o relație specială cu ea. Ce înseamnă că e foarte haios. Și și a adus-o de la. Deci, în primul rând, că pentru vârsta ei are niște glume atât de. are 89 de ani. Să trăiască la mai Mulțumesc frumos. A mea are 94, să știi. Mulți înainte. Și tot așa cu glume. Da, este foarte haioasă. Și, în primul rând, ea m-a crescut atunci când părinții mei lucrau, când eram mică-mică. Și. îmi place că. Pot să stau cu ea, că pot să-i să ofer unele lucruri care înainte să, să avem situația pe care înainte să am un job nu puteam. Și acum suntem cu toții. Ne bucurăm practic de asta. Încă mă bucur de tot ce mi-a oferit viața. Și, pe, și dacă mă gândesc din punct de vedere financiar, și așa, sufletește. Stai că ajungem și acolo. E adevărat că ai luat un telefon bunicii ca să poți să fii în, mereu în relație cu ea? Da, um, i-am cumpărat mai, cred că um, după vreo trei luni sau 4 luni de zile, când am început acum mult timp, i-am cumpărat un telefon și am fost foarte mândră de mine că am făcut un pachet și l-a primit, i-am trimis la ea la țară. Acum, da, acum are telefon și nu are cu touch screen, dar e atât de haioasă când mă vede pe mine și mai ne pierdem timpul eu și mama, stăm toate trei așa și eu cu mama pe telefon așa și e face, auziți? Și ea are un telefon mai basic așa și face și ea. Dacă voi faceți așa, fac și eu. Am și o filmare pe telefon, e foarte haioasă. Nu înțeleg ce tot atingeți acolo, că eu când ating nu este nimic. Da, are și ea un telefon. Ai tăi... Cum, cum, cum se raportează părinții tăi la, la succesul pe care l ai? Sau cum au primit succesul pe, pe care l ai? În primul rând, tatăl meu este foarte tăcut. Nu-i place niciodată să spună că este tatăl meu. Ei, nu se laudă, băi, eu sunt. Nu, tatăl, niciodată. Nu, nici dacă îl întrebi. Vine la mine la concert, de asta ultimul. Nu vine niciodată în spatele scenei, sau nu îi place să vorbească, niciodată pentru interviuri, sau. Mama mea îi place. <laughs> îi place să se mândrească cu mine. De exemplu, avem o, o croitoreasă lângă noi, care mai micșorează hainele, și mereu se folosește. Spune, doamna croitoră, să spunem, nu, Doamnă, nu avem timp să facem în două zile haine Vă rog eu frumos, uitați! Este pentru Ina, fica mea și o să poarte la televizor. A, serios? Ok, bine atunci. <laughs> Zic, mami, nu mai face asta. Da, da, dacă te ajută, de ce să nu, că nu am făcut nimic rău. <laughs> da, uh, ei, mă rog, când te-ai apucat de muzică, atunci când treaba a devenit serioasă, te-au sprijinit sau au avut îndoieli? Ca orice părinte, să uită, măi, ce faci tu? De ce te apuci? De ce îți lași serviciu? De ce cauți altceva? Cum a fost momentul ăla? Da. Da? Am vorbit cu mulți artiști, uite, au fost aici uh, Dan Bitman, care a trecut prin, uh, prin situația asta, uh, Nicu Covaci, uh, Cristi Minculescu de la Iris. Tot a venit momentul în care părinții au spus, vai de mine, nenorocire, tu te apuci de muzică, tu care ești un băiat deștept cu facultate și așa mai departe. La tine cum a fost? Da. Uh, a fost o perioadă din viața mea când eu am renunțat la muzică pentru că am trecut prin dezamăgiri. Dezamăgiri pe care le-am luat ca pe niște dezamăgiri 100%, pentru că n-am știut nici pe atunci că un șut în fund este un pas înainte și am vrut să renunț. Tocmai de asta. Am... Am început să studiez științe politice. N-am început să studiez niciodată, dar asta ar fi trebuit să fac pentru că facultatea mea se referea la asta, la Constanța. Și atunci am renunțat să să mai fac muzică, să mai cred în muzică și în. Cântam. Îmi plăcea mm -hmm. să cânt pentru toată lumea, pentru prietele mele, pentru colegi, pentru gașca în care. Dar nu nu mai nu mai doream să fac uh, atât de mult. Uh, și am făcut, am început să fac facultatea de istorie și științe politice și tatăl meu a fost foarte fericit. Serios, a da? crezut că poate fi că sfârșit, o să o da. să o să fac uh, ceva, o meserie care se referă la politică și măcar să poate să spună cumva ideile lui <laughs> în legătură cu ce ar trebui să se întâmple în țară. Mă rog, a fost cu siguranță o alegere neinspirată, pentru că nimic din ce se studia, îmi pare rău să spun asta, dar nimic din ce se studia acolo, nu avea de-a face cu ceea ce credeam eu că o să facem, era foarte multă antropologie, istorie și așa mai departe, nici de cum decizii, și tot ce eram eu atrasă, și să vorbești cu oamenilor și să. Mm -hmm. mă rog, era diferit. Vreau să mă bazez oricum mai mult pe latura de jurnalism și tot ceea ce. Dar nu, n-a mers. M-am angajat la o firmă de. O, o agenție imobiliară în Constanța, ca să pot să mă întrețin. E adevărat că părinții mei încă Cercau să mă întrețină, dar vreau să fac și eu. Să fii pe, pe picioarele tălă. Da, vreau să pot să. Mama mea a plecat în Germania să lucreze. Pe vremea aia, mama, când am început eu facultatea, mama mea era plecată și m-am mutat în Constanța, am încercat să stau acolo, nu, nu puteam, bugetul pe care mi-l ofereau părinții nu, nu mă ajutau. Și m-am angajat la o firmă de agenție imobiliare, l-am cunoscut pe managerul meu, Lucian, care o dat așa eu curățând, nu știu dacă v-am mai spus parer, ă, asta, făcând așa curățenie, tot cânta la 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 doar, doar nu m-a auzit cineva, că parcă tot în sângele meu tot era muzica. Și a spus, wow, ce voce, ce voce drăguță, nu am auzit niciodată așa pe cineva să cânte. Și zic, da, am cântat și nu mai vrei să cânți Și zic, Păi nu mai vreau să cânt, că sunt, uite, am trecut prin atât, am fost la festivalul și am fost dezamăgită și nu mai vreau. Da, ia, mai pot să mai cânt ceva, mai pot să mai cânt ceva. După aia am început să mergem la karaoke, la Costinești, ele din Costinești. Uh, și am făcut karaoke și toată lumea era gen, wow, ce frumos cântă. Și zis, nu vrei să mergem la un studio? Uite, eu pot să te ajut să mergem. Și zis, păi, bine, hai. Din întâmplare, studio era exact lângă sediu din Constanța, al agenției imobiliare, băieții de la Play and Win, cei cu care lucrezi și în ziua de azi, managerul meu, Lucian, cel cu care sunt și în ziua de astăzi. Și am început să înregistrăm acest proiect care se numea Alessandra atunci. Piese mai pop rock, triste, cum îmi plăcea mie pe vremea aia. Și așa am început. Mama mea m-a susținut tot timpul. Deci te-a susținut, da? Și tatăl zis, meu m-a, da, că de acolo am început. Da. Și tatăl meu m-a susținut niciodată nu, pentru că avea foarte mare încredere în mine. Nu am făcut nu le-am nu cred. Nu, nu că nu cred. Știu sigur că mi-a fi spus: "Nu, i-am dezamăgit niciodată." Și atât și la școală, și uh, personal, și în relația mea cu prietenii, cu iubiții pe care am avut tot timpul, am fost foarte respectată, i-am respectat foarte mult și nu i-am dezamăgit niciodată și cred că tocmai de asta au avut încredere în mine. Astăzi, cu Ina, stăm de vorbă la interviurile DGFM. Mulțumesc și pentru mesajele voastre. Constantin Rareștoma te întreabă dacă te-ai gândit să participi la Eurovision. M-am gândit de foarte multe ori să particip la Eurovision. Te duci acolo și câștigi, da? Doamne ajută! Nici măcar nu pot să spun lucrul ăsta. Nu, nu putem să știm noi. Și? Ideea e că, cred că un concurs ca și Eurovision este mai mult pentru artiști care... Nu au fost atât de multe în industria muzicală. Cred că e o oportunitate să te lansezi în țara ta și chiar internațional, dacă ne gândim la colega mea, Lorin, care a avut o piesă de deloc întâi în toată lumea după Eurovision. Cred că aș putea să ajut țara mea și asta ar fi primul motiv pentru care aș face-o, dar toți, în toți anii ăștia, de fiecare dată când se organizează Eurovision sunt băgat într-un proiect, cum ar fi un filmat unui, unui clip sau înregistrat un unui, unui album și eu vreau să continui cu cariera mea și ce înseamnă albume și muzică și tot ce fac eu. Eurovizionul îți ia aproximativ o lună, o, lună, o lună jumătate din, din, dintr-un an, ca să poți să o faci așa cum trebuie. În primul rând trebuie să te prezinți cu un show, trebuie să ai o piesă bună, trebuie să ai echipă, repetiții și așa mai departe. Pentru moment nu mi-am permis să-mi să iau timpul ăsta din tot ce am făcut eu revin la discuția care mie îmi place foarte mult despre familia și și viața ta. ai zis de iubiți tatăl tău cum era în relație cu iubiții. știi cum sunt tații de fete eu râd întotdeauna eu am băiat la mine e foarte simplu dar știu cum sunt ăștia da, de Da, nu, fete. tatăl meu niciodată Nu, tatăl meu nu a știut sau nu s -a, s a vrut cu... să știe niciodată că eu am avut un iubit. Adică prefera <laughs> să Trez nu că -a știut. Nu, așa spun da, eu că da, nu da, a știut. Da. Și nu, nu. Era să-mi-l prezint, nu. să nu e. Da. <laughs> nu. Nu. Niciodată, așa Niciodată? nu. Nu, 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 nu. nu. Te-a supravegheat de departe, că e imposibil să nu fii. Era, nu? Adică nu era un oraș ca și București, în care uh, uh, putea, puteam să fim din. Tot ne știam, tatăl la Netunga, meu, indiferent ta, ocul, care da. era iubitul meu, era sigur prieten cu taică -să sau cu Maică -să, sau cu colegi de liceu. Sau... Ce e, e în regulă. O. Da, era, era în regulă. Plus că ne plimbam pe, nu știu, un kilometru. <laughs> <laughs> nu era. Te știa toată faleza, nu? Da, 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 exact. <laughs> Sorin Concort, uh, Cocor te întreabă când ai concerte la Constanța. Uh, concerte la Constanța nu am niciunul planificat uh, foarte curând. A fost un concert mare pe care n-am mai putut să-l susținem din cauza ploii la Constanța și îmi pare foarte rău că nu i-am -am revăzut pe fanii mei de acolo, dar cu siguranță atunci când o să se întâmple o să... În Finlanda, dacă vreți că înțelegă că săptăm 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 săptămâna asta sau săptămâna, săptămâna viitoare? Deci în Finlanda, Sorin, în e mai, mai, mai repede. Uh, am citit, apropo de iubire, că spui ușor te iubesc. Și nu neapărat în situații de dragoste, ci că spui te iubesc uh, așa pentru că Simți tu să le spui unor apropiați chestiunea asta? Da. Așa e? Îmi place, uh, îmi place foarte mult să spun iartă-mă, te iubesc, uh, mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine sau ce ați făcut pentru mine și uh, o fac din suflet și uh, adevărat. Dar și nu, e, nu, e, nu, e, nu e foarte ușor, așa, să spui te iubesc? Uh, este foarte ușor să faci atunci când o simți. Când mm -hmm. nu simți, cred că e puțin mai greu Nu știu, că n-am făcut-o niciodată Primești iubirea asta înapoi? Adică da. te bucuri de lucrurile astea? Simți? Da, pe probabil că o spun atât de ușor Și simt atât de ușor Pentru că la rândul meu o primesc Da? Da Ești fericită? Uite, asta e o chestiune. Da, ești... sunt foarte fericită Ești fericită, da? Da, da Arăți, ești foarte luminoasă Asta m-am uitat toată dimineața la, la tine ai, ai o energie și o lumină și mă gândesc că într-adevăr nu ești fericită Profesional, personal sau cum sunt bine lucrurile Sunt fericită și profesional Și personal și în toate felurile Chiar sunt foarte fericită Doamne, doamne aștept Mă bucur Deci, O spui cu uh, o spui cu, uh, cu, cu, toată, cu toată inima Să spun da. așa uh, Multă lume întreabă dacă uh, Iubești, da, ești într-o relație? Ești îndrăgostită? Da, da, sunt, sunt într-o relație matură afară de ochii presei și de ochi uh, Instagramului și al Facebookului și al tuturor uh, de ce? Dacă e astea. o relație matură de ce uh, pentru că asta înseamnă o relație matură <laughs> E, adică asta e, e un, vostru... încă un punct în un, un, un plus pentru o relație matură. Da, nu, nu insist asupra acestui lucru, dar e bă, mai plăcut să nu te vadă lumea sau să, să trăiți doar pentru voi. Nu, este plăcut să te vadă lumea într-un mediu foarte natural și firesc. Am înțeles. <laughs> nu, nu mă ascund, nu, nu mă refer la asta. Doar că. Um, consider că viața personală trebuie să rămână o viață personală, iar toți fanii și oamenii care mă apreciază trebuie să mă aprecieze pentru cu adevărat ce fac eu, efortul pe care îl, îl depun, uh, mesajul pe care l am și muzica pe care o fac. Uite, Cristina Dumitru, gânduri de căsătorie, copii? Uh, gânduri de căsătorie și de copii, da, sigur. Da? da? E așa un viitor? Ți-l proiectezi? Da? Sau... da, da, da. Cred că sunt încă prea mică. <laughs> <laughs> da, e. Într-adevăr, s-ar putea. Foarte multă lume vrea agenda ta, dar acum ce să le spunem? O lumea întreabă de concerte la Cluj, la Galați, la Londra. Ce să le zicem? Um. Care e, de fapt, modalitatea de a afla cel mai ușor cum un bun de cântă? Se găsesc la mine pe site, uh -huh. într-un folder cu program, uh -huh. nu știu, niciodată deci, m-am uitat pe. El. <laughs> deci există undeva pe. Așa, da, și pe pagina aici, de Facebook. Spune, pe pagina ta de primul Facebook, concert da. în România, cred că o să fie la Sibiu, dacă nu, dacă nu mă înșel, organizat în centru orașului. Nu știu sigur, sper să nu zic, să nu zic o prostie. Într-o lună, de la sfârșitul lui august, cred. Nu? Da. Okay. Uh, hai să mai lămuresc un lucru. Uh, știu că ți-am promis să am depășit cu câteva minute ora pe care ți-am promis-o, dar uh, nici n-am simțit, da. am simțit că au uh, de 10 minute. Și mie face plăcere, dar mi se pare că e foarte scurt timpul și am aici un milion de întrebări. Uh, și ce? plus eu vorbesc mult și mă depărtez foarte mult de la subiectul inițial. Nu, 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 nu tu vorbești bine. Uh, ce fel de femeie ești? Uite, cât ți-a luat în dimineața asta să te gătești? cum să spune la noi, ca să vii da, la Da, vrei la să zic un radio? secret? Uh, am avut filmări ieri pentru un proiect pe care îl fac mm -hmm. televizat, pe care îl fac în România. Și nu m-am demachiat aseară, tocmai ca să pot să fiu așa. Recunosc. Uh, da, nu, nu mi-am luat make-up-ul, așa că am fost repede, foarte repede. Târzii la întâlniri? Ești, nu, niciodată nu, nu. întârzi. Ești super functuală? Da, el. Întârzie? Uh, cine? Care el? Da. El, din viața ta, el. Ah, A, da, da, foarte mult. Serios? Și cum... Vreau credeam că vă referiți la Radu, co <răzări> la colegul meu, că aș putea să zic. Radu de la Globă, aici, <răzări> aici e, -târzi, mă? Nu mai <răzări> întârzia așa de mult, dar a întârziat. <răzări> și serios, cum gestionezi situația asta? Deci tu nu, tu ești perfecționist, dar de fapt ar fi trebuit să-mi dau seama din tot interviul ăsta, deci tu ești acolo, ai hotărât la 18, așa, la 18, și dacă el întârzie, cum reacționezi? Aștept. serios, atât Da, de multe ori. Eu sunt prima gata mereu. Da? Din toată lumea. Nu, deci nu te așteaptă, nu te așteaptă ei pe tine, zic nu, Nu, mai stau puțin mă... pe telefon. Da? Atunci, da. Mesaje? Trimiți? Uh, unde ce? ești? Unde ești? Uh, unde... Uh, nu, nu, mă așez pe o bordură sau într-un loc uh, ce, unde așa în funcție. Poate? Unde vă dați a, întâlnire? A, stai un pic, hai nu ne dăm întâlnire. <laughs> Da, ne dăm întâlnire în parc, de exemplu. Nu pot să cred. De multe ori. Nu străiești viața într-o limuzină? Nu, niciodată. Nu-mi plac limuzinele. Este foarte greu să mergi în oraș cu o limuzină. E un secret. Niciodată nu mi-a plăcut asta. Ina este în această zi cu noi la interviurile DGFM. Știi să faci ceva în casă? Adică. Da? Da? Îmi place să fac curățenie. Ia, Bun. Baia este specialitatea mea. Ce înseamnă că baie specialitate? Adică atunci când e vorba de. să fac curățenie în casă, la curățenie, a departamentul bucătărie, departamentul dormitor, living room baie, de obicei mă ocup de baie, sunt foarte meticuloasă și îmi place să fie totul foarte clean, îmi place să, să spăl farfurii și să ascult muzică, pot să fac și omletă dacă, <laughs> dacă vreau. Nu, și fac maioneză de fiecare dată fără să mi se taie. Nu pot să cred. Uh, ai concert pe 26 august la Arad, mulțumesc. A, că, la Arad, 26, la Arad, da, 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 deci, da. deci nu în Sibiu, Arad. Arad. Ok. Uh, A, e și mai târziu în Sibiu. Deci, la vinea pop te întreabă, mai ai timp de hobby-uri? Chiar așa, fiecare dintre noi trebuie să aibă 5 minute ale lui pe zi. Tu ce ai? În afară de lucrat, de sta cu mama, cu familia, cu bunica, unde Da. Und, unde ești? Ce, mă prind ce ai, cu bicicleta. Ce? Serios? Da. Am uh, șase biciclete. Sunt pasionate de biciclete. Cum să ai Ul... șase biciclete? Da, am șase biciclete diferite ca și model. -am pe ultima mi-am cumpărat-o... Am, cumpărat uh, am primit-o cadou. Nu, mi-am cumpărat-o eu pe, de 16 pe octombrie, de ziua mea. Și are fix are fix vârsta pe care am împlinit-o eu anul ăsta pe 16 pe octombrie. 30 de ani. Serios? Ai da, o este o bicicletă de aia... vintage. De aia veche, cum cu un curoț mare așa? Uh, Sau nu, e este o, ala, e o, e o bicicletă de viteză. De viteză? Da. O semicursieră, cum să se zicea uh, pe vremea noastră. Da, anasă, ceva acela. de genul. Da. Și e preferată biciclete. mea acum. Mai am și una roză, de stradă. Secret. Am și mountain bike. Am foarte multe biciclete. Dar mașina ai? Da, am și o mașină. A, da, nu este. Uh, I don't own it, ca și cum A, ar spune. Deci, o mașină de <laughs> da, bicicletele mă. sunt ale mele. Nu poți să Mai deci e pasiunea ta, biciclete? Și ai da? cască, ai cotiere din alea? Nu, acolo, nu, nu merg cu cască și cu cotiere. Dar cum mergi? Fără. fără? Și te recunoaște, e cald fără. te recunoaște lumea? când... Da, da, dacă eu trec așa, doar e așa... E, <laughs> <laughs> e bine când e pe bicicletă. A, o, sti, că... se întâmplă des povestea asta? Adică poți să mergi pe stradă, uite, chiar, serios vorbesc. Poți să mergi pe stradă? Da, poți da. să mergi pe stradă, cum să nu? Nu te oprești din 3, în trei metri. Da. A, ok, în sensul ăsta. <laughs> da, nu. Da, îmi place. Și când vrei să fii, uh, să fii numai tu, unde, unde, unde fugi? Sau te ascunzi? Uh, în Barcelona. În mă Barcelona. recunoaște lumea mai puțin. Ok. Și acolo mai merg cel mai mult pe bicicletă. Mai ai ruleta pe locul 1, dacă nu înșel, nu? Sau pe acolo, pe undeva în tot? Cred că e pe locul 2. Cred că e pe locul 2. Deci da. în Spania se termină și povestea asta cu Spania. Ce artiști asculți în timpul liber, întreabă Victor Mihoc. Ce, uh, ce artiști ce asculți tu în timpul liber, de fapt? Foarte multă muzică. Îmi place muzica comercială, de pe radio. A, Ascultam de... acum când a venit Justin Bieber, are o piesă foarte tare cu David Guetta. Sunt super uite, comercială. Asta nu știu, deși stau toată ziua la radio pe asta, nu știu, dar îmi place aia lui Bieber în care... Um, uite, îmi scap acum, are un, și un videoclip foarte mișto cu Îmi place dansele. și muzica din America Latină Da? Îmi mai și cumbia și tot felul de chestii Am în înțeles place. că îți petrece o grămadă de timp în Mexic, nu? Uh... Sau, mă rog, am că... foarte multe concerte acolo. Mm -hmm. Nu rămân foarte mult când stau. Adică am multe concerte acolo, dar nu pot să spun că îmi petrec mult timp în Mexic. Uh, uite, bă, hai să lămurim chestiunea asta spre da. final. Deci, bă, lumea se uită așa, așa, zice, e super vedetă, da? O știe toată planeta, sa, e alt tip, e dincolo de ce are România, da? E o persoană pe care o știe toată lumea. Hai să explicăm Da un pic sau nu? Poate okay. România are, dar nu au reușit să se facă remarcați. Eu chiar cred în lucrul ăsta. Sunt convins că sunt o grămadă de oameni da. super talentați și bă, e și o chestiune de bă, noroc și de insistență și de profesionalism la un moment dat să ajungi unde ai ajuns tu. Da. Cum e viața asta? Că lumea și închipul e, e super mișto. Adică trebuie să fie lux, trebuie să fie glamour, trebuie să fie avioane, trebuie să fie celebrități da. pe care le cunoști. Uh, Într-adevăr, așa se simte sau... Cum să vă lucrurile astea? Tot, tot trebuie să vorbesc despre o evoluție. Um, venind dintr-o familie simplă, de nivel mediu, așa, am trecut prin toate etapele vieții, etape în care, da, vroiam să merg la hoteluri de 5 stele și să am tot felul de chestii, um, după aia mi-am dorit să. De exemplu, am stat la Paris, mi-am dorit să stau la Paris și să, cum am vorbit și pe radio, să-mi cumpăr rochii scumpe și așa mai departe. E o evoluție a unui om. Dacă stăm să ne gândim, toți oamenii trec prin genul ăsta de, de etape. Acum sunt la etapa în care cred că cel mai mare lux este să trăiești într-un mediu natural și să, să fie. Normal, normalitatea, mi se pare că normalitatea uh, este un lux acum și mi se pare că cel mai mare, uh, cea mai mare uh, mină de aur este pur și simplu un loc în care e foarte puțin zgomot, e natură, e verdeață, uh, e istorie. Foarte tare, știi? E -a lumea muzică. A, lumea s-ar gândi că mamă, toată treaba e să ți permiți niște lucruri pe care alți oameni uh, pe care alți oameni. Uh, da, nu să le adevărul că să-ți să, uh, să ca odată la două săptămâni să mergi în locuri de genul ăsta și să ai timpul să stai relaxat, să nu te gândești la ziua de mâine, este un lux. Recunosc că am trecut prin foarte multe etape. Când mi-au plăcut limuzinele și mi-au plăcut rochile scumpe, dar am ajuns acum, după ce am văzut cum e așa, să-mi dau seama că, băi, Chiar nu contează. Te maturizezi? Asta e un fel de... Da, probabil că nu mai sunt a little girl. <laughs> da. Ina, Ina, la finalul interviului lui oameni buni, ești bogată? Uh, nu. Sunt bogată uh. în muzică, dar nu... Nu? Nu, financiar nu. Adică nu e, cred e... că așa... E nu știu. ciudat sau așa... E ciudat că nu sunt bogată? Nu, este foarte tare că nu sunt bogată. Ce aș avea în cap dacă aș avea atât de mulți bani și n știți ce să fac cu ei? Pe ser, trebuie să fi câștigat niște sume de bani impresionante. De ce nu ești bogată? Um, pentru că i-am investit înapoi în muzică, pentru că am deschis împreună cu Lucian și alături de toți colegii mei um, Global Records. Este. La ce lucrăm noi și în ce investim toți banii acum, și asta necesită investiție, ne face fericiți și e foarte tare să lucrezi, să faci muzică, să vezi artiști și să lucrezi cu artiști și asta e o bogăție, este aur. Am investit majoritatea din, adică nu toți banii pe care i-am avut, i-am investit acolo, mai puțin proprietăți pe care le-am cumpărat să stăm în ele, casa pe care o am și. A, Cam cunoști atunci. vedete, adică mergi la festivaluri mari, la da. lucruri unde s-a foarte multă lume, cunoști vedete internaționale, te întâlnești, te izbești de oameni. Da. Ai, ești într-o, cum să zic, într-o relație de amiciție, de prietenie cu cineva? Sau întâlnirile astea sunt foarte profesionale și. Uh, aici să termină lucrurile. Da, sunt uh, relații uh, profesionale. Uh, sunt artiști care preferă să stea mai mult singuri și să nu ia foarte mult contactul, dar mai sunt și artiști cu care am păstrat prietenia, pe care îi respect și care țin cont de, 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 de chestia asta: că ca să fii un artist bun, trebuie să fii un om bun. Pentru că Asta faci, îți dedici viața ta oamenilor și atunci dacă tu nu ești un om bun să iubești oamenii, nu ai cum să devii un artist bun. E cineva care te-a impresionat cu calitatea asta de a fi super uman și super relaxat da. și ai zis, băi, gata, ăsta e un tip sau o tipă foarte mișto? Da. În primul rând, cea pe care o apreciez eu și îmi place foarte mult zica ei, atitudinea ei și tot ce a făcut și evoluția ei este Pink, e artista Pink dar ca și coleg de-al meu cu care deja am avut două piese și probabil că urmează a treia, este Daddy Yankee, cel care cântă faimoasa piesă Despacito, care este de o simplitate și de o menie ieșită din comun um, și asta se vede și sper să aibă cât mai mult succes. Uite, uh, și eu îți doresc mult succesie. Mulțumesc, mulțumesc că ai petrecut ora asta cu noi. Mulțumesc Chiar mi -a făcut, și uh, mi-a plăcut foarte mult. Cu mare, mare plăcere. Uh, mai am o, o mie de întrebări nerezolvate aici, dar sunt sigur că ne mai întâlnim. Da, mi-aș dori. Cândva la, cândva la radio să ne mai povestești uh, dintre ele. A, ah, ultimul lucru, uite, asta vreau să te întreb. Da. Uh, unde te vezi, deci azi e 2017, iulie, unde te vezi tu peste. 10 ani. Ce crezi tu că va fi sau nu va fi Ina de azi în 10 ani? Care e proiecția de viitor? Da, o să scriu, o să compun mai multă muzică, o să încerc să ofer și să vorbesc același, același mesaj oamenilor, că iubirea ne unește și e tot ceea ce contează. O să am cu siguranță în casa noastră de discurs, sper să ajungă și mai mare, la chiar și la nivel internațional. O să am toți colegii alături de mine, sper să aibă și ocazia să, să se împlinească mai mult în viață, în sensul că îmi doresc ca toți să-și cumpere case și să aibă așa, să fie fericiți. Și cam atât. Vreau să am o familie, vreau să am copii, în funcție de ce... Și îmi rezervă viața. Consider că momentul uh, potrivit vine atunci când uh, simte sau când simt. Mulțumesc tare mult! Uh, hai că să ne vedem mai devreme de 10 ani. Urmărim uh, vorba ta. Da, etape, Doamne ajută! este vieții. Uh, mulțumesc tare mult, Ina, mulțumesc în și această eu. zi la interviurile DGFM. Mulțumesc încă o dată! Mersi!